Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice! După cum v-am zis, am terminat acest cuțitaș și aș vrea să-i fac o teacă. L-am terminat oarecum de șlefuit, dar mai trebuie să-l polișez metalul să arate un pic mai bine. A ieșit destul de bine. Este destul de îndemonatic. Și îi vom face o teacă, după cum vă ziceam. Vă voi prezenta niște pași să vă vină mai ușor. Dacă cumva vreți să faceți o teacă pentru orice fel de cuțit, se aplică la toate la fel, numai că o să vedeți doar pentru mărimea asta ceea ce fac eu aici, dar puteți adapta. În primul rând, am luat o foaie de hârtie sau un carton drept, mare, dar l-am decupat aici. Și am pus cuțitul, am trasat o linie pe mijloc și am pus cuțitul pe el. Și într-o parte și în cealaltă. Și am decupat formele, să zicem așa. După ce am decupat formele, de obicei, dacă nu vreți să vă bateți capul, puteți să faceți drept, pur și simplu coala dreaptă, tăia doar un pic. Și a ieșit ceva de genul ăsta, care va veni pe curea. Așa. Pielea este o piele groasă, tăbăcită vegetal. Am mai folosit această piele. Este luată după Fine Tools. Este o piele foarte bună. N-am avut probleme când am lucrat-o. De obicei, când faceți o teacă, în teorie, nu vă trebuie prea multe scule. Dar, între timp, mi-am mai cumpărat niște scule de prelucrat pielea. Inițial am folosit decât un cuțit care tăia foarte bine. Vă trebuie un cutter sau un cuțit care taie foarte bine. Eu am unul aici de la Mora pe care o să-l folosesc, care este de carving pentru lemn, dar taie foarte bine. Pentru pasul 1 o să vă trebuiască doar un cuțit sau un cutter. După care o să mai aveți nevoie de mai multe scule, dar le puteți înlocui cu ce aveți prin casă pentru a vă folosi de ele. Acesta este, nu știu exact denumirea lui. Să dăm formă, o să vedeți după aceea, unde se va pune copcele pentru cusut. Eu am destul de multe scule pe aici cumpărate din China, care sunt foarte ieftine și foarte bune. De fapt și cele din România sunt mult mai scumpe, dar sunt aduse tot din China, așa că vă sfătuiesc să cumpărați după AliExpress. Durează un pic până sosesc, dar sunt, depinde ce cumpărați, majoritatea sunt de calitate. Acesta la fel este un groover, dacă nu mă înșel, pentru tăierea marginilor. Mai avem aici niște dălți care vom tăia diverse forme, dar o să vă arăt la momentul respectiv. Avem și niște scule de presat pentru a da diverse forme și pattern-uri. Avem, neapărat vă trebuie o sfoară. Dacă faceți un cuțit mai simplu și vreți o teacă mai simplă, puteți folosi și o ață mai groasă, dar indicat este să folosiți o ață cerată de genul acesta, luată tot din China, dar destul de bună, luată după AliExpress. Eu am fost mulțumit de ce am cumpărat, numai că trebuie să așteptați un pic până vă vin. Și pasul numărul 1, vom decupa bucata de piele în forma pe care am stabilit-o. Acum, forma pe care o stabiliți, v-am zis, mai căutați pe net sau mă întrebați și vă mai arăt.
Eu am tăiat să vină de genul acesta. Se poate să fie dreaptă, simplă. Eu am decis așa. Am pus-o pe piele și am trasat-o cu o carioca. O să mai aveți nevoie de această bucată de aici, pe care o să tăiem și o să vină peste. O să vedeți la momentul respectiv. Dar pasul numărul 1 este după ce stabiliți forma pe care o să aibă, care poate să fie dreaptă sau tot felul de briz-brizuri. Vom trece la următorul pas. Momentan vom tăia această bucată de piele. Pasul numărul 1 este finalizat, deci trebuie doar să o tăieți. Un cuțit bun, atenție, pielea asta foarte groasă se taie mai greu. Trebuie să aveți un cuțit destul de bine ascuțit sau un cutter și foarte mare grijă când lucrați cu obiecte ascuțite, pentru că se pot întâmpla accidente și în perioada asta cu coronavirusul e mai dificil spitalizarea. Sau poate e imposibil. Așa că aveți mare grijă. Deci, bucata de piele cam așa arată. Acum pasul numărul 2.